vină și, eu știu, să simtă românește în mijlocul nostru. O să continuăm rugăciunea pe care am început-o în taina vecerniei, cu o rugăciune de mulțumire, apoi un cuvânt al domnului primar Bodea Gheorghe, al domnului fost director coordonator al zonei Oituzului Țuțuianu Gheorghe, și vom continua desfășurarea programului așa cum a fost el anunțat și cum este afișat. Mulțumesc foarte mult! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Zice cu toții, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Mistierul Bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce a fost înger în trup, temeiul prorocilor, al doilea înainte mergător al venirii lui Hristos, Ilie Măritul, care a trimis de sus lui Elisei dar, godește bolile și pe cei leproși curățește. Pentru aceasta și celor ce-l cinstesc pe dânsul, le izvorăște tămăduirii. Înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Marcu citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. Zisa Domnul către ucenicii săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vouă, că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți, rugându-vă să cereți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte greșelile voastre. Că de nu iertați voi, nici Tatăl vostru
cel din ceruri, nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Slavă ție! Mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ca niște robi nevrenici cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru toate binefacerile tale pe care cu îmbeșugare le-a revărsat asupra robilor tăi, locuitori aceste comune, că de mânaintea ta și ca lui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință strigăm, izbăvește-ne din toate nevoile pe noi, robii tăi, și ca un milostiv plinește totdeauna dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Precum ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor tăi, Doamne, și le-ai arătat lor marea ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava ta toate bunele dorințele credincioșilor robilor tăi din Poiana Sărată și toți cei ce sunt fii ai acestui sat, și arată spre noi, spre toți, mila ta cea bogată, trecând cu vederea greșelile noastre. Rugămâne, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ca niște tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot grasă, bine primită să fie întru tot bunule stăpâne această mulțumire înaintea slavei tale. Și trimite totdeauna ca un îndurată robilor tăi ce sunt de față, celor dragei lor, enoriașilor parohiei noastre și tuturor celor pomeniți la dumnezeieștile liturghii, mila ta cea bogată și îndurările tale, și izbăvește pe ei de toate meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrăjmași. Pe ei, biserica ta cea sfântă, satul acesta, comuna aceasta, pe tot poporul tău, și dăruiește tuturor sănătate, lungime de zile, sporire întru toate faptele cele bune. Rugăm-ne ție, Doamne, auzi-ne și de grab ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, mulțumind noi nevrenicii robii tăi, aducem umilință acum bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi, locuitori acestui sat, Poiana Sărată și a întregii comune Oituz, pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi, Stăpâne, Tu care ești binefăcătorul, Te slăvim, Îți cântăm, Te lăudăm, Îți mulțumim și Te rugăm, precum ai primit și ai binevoit, acum a primit rugăciunile robilor tăi, cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cererile. Așa și de acum înainte, învrednicește a spori într-o dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește de toată reaua întâmplare, dăruiește-le pace și liniște și nevrednicește pre toți totdeauna a grăi și a cânta ție și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului Bunul de Viață, Făcătorului tău Duh,
Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, dădătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Prea cu cernice Părinte, binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstită de viață, făcătoare cruci, cu ale Sfinților Apostole, Sfântului Ilie, Tezviteanul, ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavrila, căror ocrotire o avem astăzi asupra acestei paroii și acestui sat, cu ale dreptului Dumnezeu și Părinții Ioachim și Ana și le tuturor Sfinților Săi, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Le mulțumim părinților, Părintele Consilier Mâța Ilarion, Părintele Paroh de Oituz Simeon Purice, Părintelui Ionel Piștea, care am slujit împreună rânduiala vecerniei, și nădăjduind că punând început bun acestei manifestări, căutând mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, toate celelalte ni se vor adăuga nouă. Dăm cuvânt domnului primar Bodea Gheorghe să ne spună câteva gânduri cu prilejul acestei manifestări. Poftiți, domn primar. Da. Bună ziua! Stimați oaspeți, dragi concetățeni, preacucernici părinți, vă urez din suflet bun venit la Sântilia de la Poiana Sărată, o manifestație deosebită devenită tradiție a acestei așezări. Vom urmări un program artistic susținut de cei mari și de cei mici, apoi vom participa la servarea câmpenească, aducând astfel tradiția mai departe. Cu această ocazie, mulțumesc organizatorilor pentru implicarea deosebită. Ne vom întâlni din nou pe 15 august pentru a cinsti memoria eroilor ce s-au jertfit pe aceste meleaguri în timpul primului război mondial. Până atunci, în numele Consiliului Local al Primăriei Oituz, transmit tuturor participanților multă sănătate și voie bună. La mulți ani, Sântilie de la Poiana Sărată. În continuare, domnul director, o să vă zică câteva cuvinte despre sărbătoarea în sine. Stimați participanți, astăzi este o zi importantă din viața satului nostru, deoarece aniversăm zile importante din istoria satului. Se împlinesc 193 de ani de la înființarea satului în anul 1823 și 182 de ani de la înființarea în anul 1834 a primei biserici creștine, care a fost ridicată pe locul actualei biserici. Locuitorii au hotărât ca biserica să se numească Biserica Sfântului Ilie, deoarece Sfântul proroc Ilie Tezviteanul mereu a fost recunoscut ca ocrotitor al satului nostru. În fiecare an, poenarii, care deveniseră cei mai mari crescători de oi din zonă, se întorceau în sat din transhumanța pe care o făceau în luncile Dunării, Dobrogea și Crimeea, într-o mică vacanță pentru a fi alături de familii și a participa la slujba de pomenire a Sfântului Ilie cu ocazia hramului bisericii. Locuitorii satului au hotărât ca în fiecare an după slujba de pomenire,
după amiază și în următoarele două zile, să se organizeze o petrecere câmpenească a satului de origine pastorală, care a luat numele Sintilia de la hramul Bisericii Sfântul Ilie. Păstrarea și ducerea mai departe a tradiției noastre strămoșești se datorează în mod deosebit părintelui Lăzărel Sinel, pentru care trebuie să fie recunoscător, care de ani buni a reînviat tradiția noastră și reușește să organizeze Sintilia în fiecare an. Este sprijinit în această acțiune de Marian Petrescu și Ciprian Hugeanu, cei care pe internet îi țin la curent pe toți poenarii din țară și din străinătate cu evenimentele petrecute în sat. Trebuie să aducem mulțumiri și domnului primar al comunei Oituz pentru sprijinul financiar organizării Sintiliei. Avem datoria să-i mulțumim și doamnei Mariana Petrescu, care i-a învățat pe copii dansurile noastre populare și a îmbrăcat în costumele noastre tradiționale. Mulțumim și formațiilor artistice prezente care vor urma în spectacol. Închei cu rugămintea ca după terminarea spectacolului de pe scenă să coborâm pe iarbă și să jucăm împreună hora specifică satului, hora Sintiliei. Vă doresc petrecere plăcută și vă urez la mulți ani și multă sănătate. Vă mulțumesc pentru atenție. Avem bucuria ca și în anul acesta să avem în mijlocul nostru pe domnul general Leru Octavian. Ne bucură cu prezența și faptul că Dumnezeu îl binecuvintează cu sănătate, cu putere să fie în mijlocul nostru de Sintilie sau de hramul Sfinților Voievozi, și ar vrea să vă zică două gânduri. Mai jos puțin. Preasfinte Părinte, domnule primar, iubiți cetățeni ai satului Poiana Sărată, iubitori și prieteni ai acestui sat din trecutul istoric, în calitate de președinte al veteranilor de război din filiala sectorului 2 din București, predau astăzi o diplomă de onoare, o efigie a veteranilor de război părintelui paroh al bisericii, astăzi cu gândul cel mai bun, așa cum se cuvine în această sărbătoare, părinte, să țineți minte că un veteran de război de vârsta respectivă nu va uita Poiana Sărată niciodată. Aveți diploma și o efigie prin care scrie clar: patrie, onoare și jertfă. Să trăiți mulți ani, să conduceți această slăjiți, așa cum fac toți preoții din România, pentru credința noastră ortodoxă. Să fiți sănătos împreună cu familia și cu toată Poiana Sărată, pe care o slujiți cu multă dăruire. Și nu în ultimul rând, încă puțin. Cred că, de fapt, această distinție este adresată tuturor celor care se roagă la biserica aceasta. Biserica Neamului, într-un an deosebit, într-un an închinat centenarului intrării României în primul război mondial. Și poate că copiii aceștia, cele două tabere organizate de parohie în ultima perioadă, fac cinste primului erou român căzut în războiul de reîntregire, locotenentul Nicolae Macarie, și care ne străjuiește din fața bisericii, ne străjuiește ca noi să păstrăm valorile neamului nostru. Deci este această distinție înmânată mie, dar de fapt tuturor rugătorilor și tuturor celor care fac ceva pentru neamul acesta. Mulțumesc mult! Și nu în ultimul rând, trebuie să efigiez această diplomă de excelență domnului profesor Țuțuianu Gheorghe, care a slujit școala aceasta 42 de ani, pe care i-a îndrumat sute și mii de elevi cu toată dragostea ce a purtat-o, și așa continuă astăzi să aibă grijă și de
Muzeul Satului, cu plecăciune în fața dumneavoastră. Cu toate stimate conligerate. Să fiți sănătoși, mulțumesc! Preluând rădăcinile neamului de la bunici extraordinari, cum este domnul general, ne-am gândit că trebuie să avem grijă și de cei tineri ai noștri, de fructele care s-au născut din astfel de rădăcini. Și de aceea dați-mi voie să vă prezint câțiva dintre copiii noștri, cei pe care i-am știut noi, care fac cinste satului, care fac cinste urbei uituzenilor și nu numai, cred că, neamului nostru. Știm sigur că sunt mult mai mulți copii deosebiți în urbea noastră, dar doar pe aceștia îi știm și avem în mijlocul nostru în proiectul Asociației Sfântul Ilie pe teme de tradiție, dans, aflat sub coordonarea doamnei educătoare Petrescu Mariana, cea care poartă de grijă de copiii din ansamblu Mocănașul din satele Poiana Sărată și Hârja. Și doar pe puțin dintre ei pe care îi știm, am vrea să-i evidențiem în fața dumneavoastră. Și astfel, Asociația Sfântul Ilie Poiana Sărată acordă o diplomă elevei Bianca Maria Sandu pentru obținerea la sfârșitul clasei a 8-a premiului 1 media 9-97 și pentru promovarea examenului de capacitate cu media generală 9-81. Felicitări! O icoană din partea parohiei și un rucsac pe calea vieții. De asemenea, o diplomă acordată elevei Sorina Ioana Sandu pentru obținerea la sfârșitul clasei a 5-a a premiului 1 cu media generală 9,67. O diplomă acordată elevului Ciprian Leașcu pentru obținerea locului întâi la Olimpiada Națională de Creație Literar-Spirituală organizată la Iași în luna iunie 2016 de către Mitropolia Moldovei și Sucevei. O diplomă acordată elevei Justina Leașcu pentru obținerea locului 2 la Olimpiada de Limba și Literatura Română, etapa județeană. O diplomă acordată elevului Vlad Luca Giaconia pentru obținerea diplomei de excelență la sfârșitul clasei 1 și a premiului 1 la etapa națională a concursului de competență și performanță a disciplinile comunicare în limba română, respectiv matematică. O diplomă acordată elevului Nicolas Gheorghe Giaconia pentru obținerea premiului 2 la concursul de francofonie 2016
între orașele înfrățite Onești, România și Eisen, Franța. O diplomă acordată elevei Maria Bianca Giaconia pentru obținerea diplomei de excelență la sfârșitul clasei a 4-a a premiului și a premiului 2 la concursul național Fii inteligent la matematică, precum și pentru ocuparea locului 3 la Olimpiada de limba și literatura română, etapa județeană 2016. Perfect. De asemenea, în mijlocul nostru avem doi copii dragi care au reprezentat cu cinste parohiile ortodoxe de pe Valea Oituzului. În persoana elevei Andreea Prundoiu și elevului Mălin Motan, o să îi rugăm să ne prezinte un mic moment din ceea ce ei au reușit să facă la Victoria. Haideți după aia le citim și da. Mulțumim mult! O diplomă acordată de asemenea de Asociația Sfântului Ilie Poiana Sărată. Ar fi trebuit și părintelui Ioan Bitir, pentru că el este, de fapt, organizatorul acestui moment de pe Valea noastră cu reprezentanții noștri la Victoria. Și îmânăm și noi Andrei, care ne reprezintă de ceva ani la acest festival, o diplomă pentru obținerea locului 2 la Festivalul Internațional de Toacă, Cântecul care zidește, Victoria Făgăraș 2016. Mulțumim mult! Mulțumim mult, Mălin! Și Mălin Motan a primit locul 2 la acest festival internațional de toacă de la Victoria Făgăraș. Îi mulțumim mult pentru că ne-a reprezentat cu cinste pe toți făiturzenii, nu? De ce tine s-a pregătit? Da. O diplomă? Mulțumesc! Așa. Felicitări! Și asta de mie asta. Până revine. Deci pe lângă ceea ce spuneam despre doamna Mariana, care a încercat să păstreze valorile poenarilor prin dansurile specifice, antrenând pe copiii din satele Poiana Sărată și Hârja la un moment de dans autentic. Am avut sprijinul doamnei Hondrea Oana, voluntar, spunem, cea care de câțiva ani ne sprijină în organizarea unei tabere de creație, pictură pe sticlă, și sunteți rugați ca
să pășiți și în tinda bisericii. Avem mai multe icoane pe sticlă realizate nu numai de cei pe care îi aveți în fața dumneavoastră, ci sunt lucrările realizate de copii din satul Poiana Sărată în ultimele zile. Sperăm ca să le putem înrăma, să le sfințim chiar de ziua Sfântului Proroc Ilie Tezviteanu într-un moment de ceremonie religioasă, dacă mă pot exprima așa. Mulțumim mult doamnei Hondrea. Sperăm să o țină Dumnezeu cu sănătate, să ne poată sprijini, la un moment dat să-și găsească liniștea în satul Poiana Sărată, de unde și are rădăcinile, și să ne sprijine în continuare ca copiii să poată gusta din bucuria culorii, din bucuria mărturisirii pe sticlă a frumuseței creației lui Dumnezeu. Deci o să vă rugăm să pășiți și în tinda bisericii. Altădată poenarii învățau ceva carte în tinda bisericii, așa spun hrisoavele vechi. Acum avem alt for de cultură, de învățământ, și în tinda bisericii mai facem din când în când câte o expoziție. Am vrea să continuăm programul de astăzi, rugând pe doamna Mariana Petrescu să pregătească tinerii noștri ca să mărturisească despre ce au reușit să facă în ultima perioadă cu dansurile sătenilor noștri. Thank you.